prieteni ai revistei Casino FM Business Magazine și bine ați venit la o nouă ediție a seriei de emisiuni Club Casino. După cum puteți vedea, este partea a doua. Am reiterat invitația pentru Sorin Constantinescu, mai ales că acum o săptămână discutam de probabilitatea de a se închide jocurile de noroc. Ei, iată, acum vorbim de certitudine. Și cred eu că în curând se va închide toată țara, cred că mai mult de jumătate de țară e închisă acum. Bine ai venit, Sorin, bine ai revenit. Bine v-am găsit. Ce să zic, e concurs acum de închidere la joc. Da, e concurs de închidere, exact. Fiecare județ face concurs cu celălalt. Toți politicienii, toți oamenii politici au speculat ca de fiecare dată, pentru că sunt alegerile acum în decembrie și toată lumea s-a pus, deși v-ați uitat și voi pe lista aia, de focare COVID și Horeca, restaurante, mă rog, jocuri, 0-0-0. Restul care sunt pe maxim de incidență și pe asta, toate sunt deschise. Uite la Tarom, la avioane, toate avioanele Tarom circulă pe toată țara, oamenii stau unul lângă altul, adică la scaun așa stai, unul lipid altul. La metro, uite-te, la unde vrei tu. Deci e clar că este doar politic. Bun, și e adevărat, nu puteți să închidem transport. Mai ales la metro, că dacă ai închis metroul, la revedere. Dar, bun, dar atunci jocul de ce l-a închis? Pentru că e 2 milioane și ceva de... Noi ne împrumutăm în fiecare zi, dar o să plătim copiilor noștri. Da. Cum a zis Ștefan cel Mare, ne împrumutăm de bani, când avem bani de unde, închidem un sector care îți dă 2 milioane de euro pe zi sau 2 milioane jumate. Mi iese mie, nu știu cine, la televizor, Xulescu, Dragoveț, și lasă-vă că vă dau ajutor de șomaj. Păi trăiește tu cu 13 milioane pe lună ajutor de șomaj. M-am dus la Meru să le spun oameni să duc acasă, 500 de oameni, la Radisson iară 500 de oameni, 1000 de oameni au plecat acasă cu 2 copii, cu 3 copii, majoritatea lucrează cupluri în casino și soț-soție, îi lași după zi pe alta șomeri, fără niciun ban, cu copii acasă, cu credit la bancă, adică nu răspunde nimeni de chestia asta, nici acum, nici mai târziu. Da, chestia este că nu numai că le dă ajutor șomaj, dar le dă mic, dar le dă și peste o vreme, adică acum mor de foame. Păi mor de foame, exact, mine, mor de foame. Nici măcar nu știm sigur dacă se va da ajutor de șomaj pentru perioada. Ar trebui să-l trimită ei, pe cine, de la guvern sau parafat, să meargă la un om de la, să uite în ochii lui, să spui de mâine și nici tu, nici nevasta nu mai ai servicii, du-te acasă și trăiește cu ce? Cu aer sau cu ce? Adică ei ar trebui să meargă din comitetul ăsta sau de la prefectura capitalei care... au decis că loteria rămâne deschisă, că aia nu-i COVID unde dă biletul de la tantea de la agenție de mână în mână și la păcănele unde bag eu direct bagnot, acolo-i COVID. Acolo-i COVID. Adică, da. Și știi ce e frumos? Ne ia apărarea Tony Greco. La știrea mea a apărut, ne ia apărarea Tony Greco, a făcut o emisiune așa, în care spune, băi, ce aveți cu păcănelele? Că acolo... Și Dragoș Pătraru, iar la fel. Dragoș Pătraru, da. Nu avem incidență. Ăla stă sigur în fața aparatului. Nu scuipă pe nimeni, are mască la gură, are tot... Deci, absolut nicio... Să răspundă un guvernant sau cineva, am întrebat, adică de câte ori am fost la televizor sau mi-a luat un reporter un interviu, am zis, dom'le, întrebați pe cineva de la guvern sau de la comitetul de urgență sau la prefectură, care este raționamentul sanitar, economic, pentru care ați închis jocurile? Să ne spună și ceva, să ne răspundă la întrebare. E doar așa o chestie socială sau că dă politică. Bine la, politică. Da, păi e scris. Bine, dați-ne ăștia că ăștia... Păi ai văzut când au închis prima dată restaurantele? A ieșit toți politicienii ăștia ratați. Firea, Ciolacu, nu mai știu cum o cheamă. Toți de la televizor. Dom'le, dar păcănele de ce v-ați închis? Da. Dar de ce n-ați închis aia? Dar de ce nu închideți? Adică să moară și vecinul să ia capra sau să moară capra vecinului. Uite, acum era scandal că de ce a început iar cu păcănele, da? Cu Sfânta Paraschiva. Dom'le, n-a venit nimic cu biserica și cu astea. Totuși, acolo e incidență mare. Acolo se pot îmbolnăvi foarte ușor. Sunt sute mii de oameni. Dar la metro nu se îmbolnăvesc. Da? Păi... Da. Da, acum, nu știu dacă... trebuie pusă problema așa, că este evident că în anumite locuri se pot îmbolnăvi și nu le pot închide. Sigur că Sfânta Parascheva, ea nu îmbolnăvește pe nimeni, că ea... Exact, corect. N-are COVID, asta, nu numai asta, dar chiar apropo de ce ai spus tu, Vlad, mă uitam la televizor, erau oameni acolo veniți din satele aia pe lângă Iași, a decis, nu știu cine, că numai idiot poate fi, că normal nu poate fi la cap, că doar ăia care au buletin de Iași, ăla care e în satul lângă Iași, n-are voie. Și era o băbuță de aia plângea la televizor, cum mi-a zis și mi-a plâns într-o dimineață, zice, domnule, în fiecare an am venit, m-a scăpat de toate necazurile, de copii, de tot ce am avut eu probleme, zice, stau aici la poartă, zice, nu... Sunt o situație... Știi, pe de o parte stau și mă gândesc, ne-am făcut-o și noi singuri, pentru că dacă noi eram puțin mai nemți sau mai suedezi și purtam mască și nu făceam... Lasă-mă că asta nu are nicio legătură. Eu m-am uitat, absolut toate condițiile au fost respectate și noi avem cel mai mare număr de îmbolnăviri. Astă vară am fost în Croația, cam fiecare an cu barca, Vlade. O lună am fost în Croația cu barca, astă vară, discoteci în aer liber, lumea era bot în bot,
și era cu cele mai puține cazuri din Europa. Și acum cu Croația e pentru cele mai puține cazuri și n-au purtat mască. Explică da. Și mie logic. Da. Stai mă, dar uite, și lasă Croația, care e departe, Sulina, da? La Sulina au fost 35.000 de oameni la mare anul ăsta. Nu s-a îmbolnăvit unul, nu e niciun caz. Și eu am fost toată vara pe litoral. Da, bun. Au stat bot în bot, pătură lângă pătură și n-a fost niciun caz. Știi care e foarte aproape, că n-ai de unde să știi, că n-a făcut nimeni anchete epidemiologică să vadă unde s-a îmbolnăvit ăla. Ăla s-a dus la mare, a stat acolo, s-a întâlnit cu alții 10-20, s-a întors la el acasă. Dar n-au fost. Până acum, după ce au fost alegerile, n-au fost creșteri spectaculoase. Și am văzut pe Iohannis că a ieșit la o de-asta briefing de presă și l-a întrebat o reporter, domnule, zice, crezi că din cauza alegerilor? Nu, domnule, no, nici vorbă, nu. A fost după alegeri, cei care au câștigat au făcut petreceri și de acolo s-a îmbolnăvit lumea. Deci n-a făcut cruce la televizor, bă, dar zic, cât să ne insulți inteligența, frate? Până unde ne insulți inteligența? Deci până unde să mergem cu nebunia asta? Asta este un fapt. Se închid județe după județe, e limpede. Zicea cineva la un moment dat, și am pomenit și de data trecută, că la 1 noiembrie se închide tot ca să fim liniștiți și se mai deschide la 1 februarie. Bun, ce e de făcut? Ce poate să facă industria asta ca să-i... Deci, băi, să fie mai activ, industria asta moare, asociație. Moare încet. Deci 20-30% cel puțin din firme nu o să mai deschidă. Da, siguranță. Asociațiile, vezi și tu că ies cu un comunicat de la știți, n-a fost bine că ne-ați închis, că sunt probleme financiare. Deci genul ăsta de tonalitate și de asta, adică le-am zis la toți. Suntem prea umili ca industrie. Exact, da, suntem foarte umili. Să nu se supere lumea, șeful, să nu ne facă, să nu avem probleme după aia, să nu vină garda peste noi, să ne închidă, să ne mai controleze și pe noi, pe la aparat, să vadă cât declarăm. Și toate le faci cum trebuie. Nu ți-e frică, mă, frate? Pă bun acum. Deci nu are, are niciun sânge, nu iese în față, nu nimic. De-astea, foarte, foarte light, facem un comunicat la nu știu ce asociație. Știți că nu e bine că ne-ați închis, ne-ați supărat destul de tare, dar asta este situația. Cam genul ăsta de comunicat sau de discurs îl avem, știi? Da, nici măcar fermitate, chiar dacă o spui, bă, spune-o cu un ton sau așa. Să zică, bă, vină tu și spune la omul meu, du-te la sala mea de jocuri unde am 50 de angajați sau 100 și spune-le să plece de mâine acasă cu datorii la bancă și cu copiii la școală. Du-te tu și spune-le. Așa, asta e discursul care trebuie să-l faci. Crezi că ar fi bună o abordare gen Horeca? Ce, să facem grevă? Nu, grevă, cum au zis că ieșim în stradă. Nu poți, pentru că noi suntem un domeniu rău famat, jocurile noroc, cum spuneam. Nu asta e soluția. Soluția este să dăm cu pumnul masă. Bă, v-am dat la buget 2 milioane pe zi, nu vă bate joc de noi. Uite, din 45.000 de angajați, acum sunt închise toate marile orașe. Craiova, Iașu, Bucureștiu, Clujul, whatever. Sunt 30-40% cel puțin. Avem 20.000 de oameni. De retur să mănânce. Să... Dacă nu mă înșel, Cluj a închis doar între 6 și... Nu știu, cred că de tot a închis. Nu știu, dar oricum și Clujul e... Da, și Clujul e în lista județelor care închide. Da. Care a închis deja. Bun, cum? Să dai cu pumnul masă? Cum? Că nu poți nu, să... Nu e bărbat de dat cu pumnul masă. Părerea poți mine, acum să nu. Te duci pe la televizor, te duci pe la presă, urli. Le-a dat ocazia. A fost Sorin Georgescu, prietenul meu a fost la... L-am văzut la Digi, l-am văzut la... Așa. Dar Sorin e bun de ambasador, de diplomat, de asta. Adică nu e agresiv așa și l-au călărit aia imediat. Că știi că se ia abonații zilnici la televizor și s-au băgat peste el la un pachetat, știi? La un pachetat. Adică nu asta e atitudinea. Trebuie să iei cu ei de gât, să mor cu ei de gât. Cred că soluția este ce ai spus tot data trecută, să facem o federație cu toate asociațiile, să reprezinte o organizație puternică cu toți. Atunci poate că am avea un cuvânt de spus. Așa, fiecare asociație are... De câte ori au fost probleme, au fost afectați ăia mici, nu ăia mari. Evident, absolut. Ăia mici sunt și atunci... ăia mari sunt afectați, își permit să aceeași măsură. Ăla mare are cașcavalul pe el, are pe cineva în străinătate, are o rețea de jocuri și în Europa, unde mai merge treaba și nu știu ce. Are cu ce să aștepte. Și așteaptă să moară la mic ca să rămână el pe piață. Așa, uite, lampa mea la Timișoara a închis sălile astea. Asta două săptămâni de zile, ce am luat salariul de la mine, luați așa, apa, deci tot ce face el are venituri zero în momentul de față, da? Cât poate să o țină așa? Da. A ținut o 3 luni de zile. A stat închis 3 luni de zile. I-a dat drumul, hai, mai scot de la cașcaval, mai vând că am aia închiriată, mai iau de acolo, mai iau de acolo. Acum îl oprește iarăși. Pentru încă 14, după aia încă 14, după aia încă... Nu știu cât nu există nicio certitudine că vor deschide jocurile anul ăsta. Aparate, și suntem în luna octombrie. Așa e. Ăia de la chiritoare curs. Bă, nu-ți convine, du-te afară, că bag o farmacie, bag ceva care mai face cașcavalul. Bag o bancă, bag ceva. Deci, acum să vezi iarăși negocieri cu spațiile, cu proprietarii spațiilor și asta, că ăștia o să zică, nu, tată, cum o să-ți reduc chiria? Pentru două săptămâni. Dar stai puțin și era cu spațiu. Poate are și el un spațiu și a vândut tot ca să-și cumpere un spațiu să trăiască din el. Și nu-i convine să îi sursa lui de venit. Adică nici pe ăla nu poți să-l condamn să... Absolut. Nu condamnăm.
de... Nu, dar zic eu așa, adică și era cu spațiul, înțelegi. O federație, băi, oameni buni, hai bă, sunteți 5 asociații mari în România. Cât îți dă de comunat, fiecare are interese. Hai să lui. Trecem peste interesele de grup. Hai să trecem, să facem nu o chestie trecem, clară. Nu putem trece, nu avem cum. Rombetul nu că e cu pariul, ăla nu că e cu mari organizatori, ăla nu că e cu mici organizatori, ăla nu că e cu cazinou, ăla nu că e cu... Totdeauna a fost așa, trebuie să dăm mâna să facem un jvunt, exact. Și să punem... Eu de ani de zile spun mic asta, adică am vorbit cu toți și am spus, bă, hai să facem o federație, să fie o singură voce. Eu am văzut atunci când eram să fim închiși toți, dacă țineți minte, cu Vâlcov, atunci când a dat ea că 10% primat a fost din intrări, să plătim, știi, ordonanța atunci, în decembrie, de ne-am găgat toți pe noi. Exact. După aia am negociat cu noi, sau 2%. După aia au făcut toate asociațiile o scrisoare comună în care au spus impact economic, nu știu ce, ne omorâți industrie de așa, după care s-a dus fiecare pe rând. Eu am văzut hârtile, și-a arătat, bă băieți, ții minte că am ieșit și atunci presa și a spus. Adică noi stăm la masă aici, vorbim frumos, ne strângem mâna și după aia mergem afară și ne-o tragem fiecare unul la celălalt. Păi, cam asta e la jocuri de noroc la noi, cam asta sunt, asta e industria de jocuri de noroc de România. Senzația este că guvernanții, oricare ar fi ei, știu această fragmentare a industriei și speculează, e normal să fie așa. Noi speculează. În ediția din octombrie a revistei avem chiar editorialul care se numește Interese meschine sau de partid, în care discutăm exact problema asta, că cine a dat această directivă de a se închide jocurile, nu are o elementară lipsă de orientare, nu numai economică, dar și practică și socială chiar, pentru că în primul se rând vor crea, nu, dar se va crea o masă mare de oameni fără servici pe care trebuie să-i plătească social. Oamenii vor ieși pe stradă și va fi, cum să zic, crezi că vor ieși pe stradă? Păi dacă eu n-am ce să dau să mănânce la copii și îl văd pe Mihnea că... Crezi că în decembrie 89 oamenii au ieșit de bună voie? Nu o să iasă pe stradă neapărat să-l strângă de gât pe Orban sau să dea foc la guvern. Mă strângă de gât pe mine care mă vede cu două plase, care are doi copii acasă și moare de foame. Și atunci de disperat o să-mi smulgă plasa de mână. Eu în sensul ăsta zic. Că va fi... Deci vor fi mișcări sociale... Dacă te vedești cu umflat, păi de foame, de în mână, te-au urât. Dacă te vedești cu că ai condus Ferrari, îți dă sigur încă. E acum un serial pe Netflix rusesc, La Lac se numește. L-am văzut, adică l-ai văzut. M-am uitat la el. Am deci exact, din 2019 făcut, exact se întâmplă acum, cu pandemia. Deci, exact, step by step. Deci rușii știau din aia. Uite, China acum nu mai are un caz, nici de morți, nici de spitalizați, nu mai nicio mască. Nu știu, acolo nu știu, poate nu se dă mai. Prieteni care au un Dragon magazin și duc marfă din China și mi-a dat de la poze, a fost acolo, nu mai are nimic, nimic. Deci nici chinezii, rușii au găsit antidotul, e război. Acum noi suntem în război, cu victime, da? Da. Înainte era cu mitraliera, cu tancul, că și râdeam acum că s-au lăudat aia ministrul economiei, că aici nu știu câte dalea aparate. Domnule, uite, am scos noi 30 pe linia de producție. Era el, un băiat de la ProTV, care e amic cu mine și pe Facebook cu mine, și se poza acolo pe alea cu mitralierele, ce tare suntem noi. Cred că rușii s-au băgat sub plamă, imediat pirania, de frică. Sau... Pirania, așa, cu pirania. Și acum... Au făcut chinezii virusul, au trimis chinezii cum merg ei chiar de Crăciun, dacă ții minte, a fost chiar atunci de Crăciun, când au fost chinezii acasă, dar nu nou chinezesc, anul trecut, de Crăciun, nu știu ce. S-au dus ei acasă frumos, i-a dat la toți, s-au băgat pe toată Europa, pe toată America, le-a dat antidotul la toți, chinezii, nu mai are nimeni nimica, nu mai mor, nu mai... Uite pe statistică, pe Organizația Mondială a Sănătății, uite pe statistică, Vlade. Bine, ăsta de la OMS, prieten cu chinezul. Nu poți să ai încredere în ei, aici e chestia. Deci acum stau să-l înțeleg, să-l cred și pe ăsta. Rușii nu mai au nimica, chinezii nu mai au nimica. La câte minciuni sau vehicule. Australienii nu mai au nimica, Noua Zeelandă nu mai are nimica. A rămas Europa și cu America. Și a fost super, super funny. Până 1 octombrie a ieșit Trump la televizor și a zis o consilieră de-a mea a avut virus. Uite pe Google, să vezi, găsești tot. A avut virus și zice, eu n-am nimica, mă simt super bine, dar mi-au recomandat medicii să mă duc și eu la spital, să mă internez. După câteva ore au ieșit medicii, domnule, Trump nu că nu are el nimic, că are probleme de respirație, dar se tratează cu Remdesivir de la asta. În acea zi au declarat guvernul american că lasă Remdesivirul să vândă la liber. Exact în ziua când a zis Trump că se tratează. A treia zi a ieșit în spital că a zis că nu mai are nimica.
medicament minunat. Dar vând ăștia în dragi. Deci industria farmaceutică. Fac ungurii îl fac. Industria farmaceutică. Ăștia arabii cu petrolul. A, bine, au dat drumul la politici. În sfârșit au dat drumul la politici. Arabii cu petrolul și ăștia cu cartelurile de droguri sunt mici copii pe lângă ăștia cu industria farmaceutică. Mici copii. Uite la medicamentele astea de cancer, că să-l produci costă 2 lei și îl vinde cu 2000 de euro sau cu 3, că sunt toate subvenționate de state. Și am interes să vând măști, să vând Remdesivir, să stea aia în spitale, să... Nu? Iau bani pe fiecare individ în spitale. E un articol foarte interesant, dacă vă uitați, pe New York Times, cu privire la testele astea, PCR. Și acolo spun, domnule, eu nu mă pricep, că nu sunt medic de meserie și nici n-am fost niciodată talentat la biologie și la astea. Spun acolo că testul la PCR, PCR-ul ăla depinde cine îl face. Cu cât zoomează mai mult și așa, cu atâta ai șansă. Dacă nu, și 90% din teste pot să fie greșite, 90%. Deci au prezentat cazul la noi la televizor, pe Digi sau nu mai știu pe ce canal, în care erau oameni care au avut 13 teste în o lună jumate, în care 6 au ieșit pozitive, 7 negative. Am și eu prieteni și angajați care s-au dus și au făcut testul, a ieșit pozitiv, toți din familie s-au dus, au ieșit negativ, sau după 3 zile și a ieșit negativ, tot test PCR de la. Adică... Da. Ei nu știu ce compară acolo. PCR-ul ăla e ca la un film. Am o mostră și aici am multe mostre. Da, și eu văd cu care se potrivește. Uite pe New York Times să vezi este că nu, ei n-au izolat corpul virusului ca să poată să-l compare. Deci ei nu știu ce face, de-aia nu poate să facă vaccinul, că nu știu ce să caute. Da, mi-e ciudată chestia asta, că nimeni n-are voie să facă... Chiar la asta chiar nu mă pricep și n-am să mă fac să comentez că... Nici eu nu mă pricep, eu spun ce am citit de presă, adică am citit în New York Times, nu am citit în Gangan sau un Click sau un... Am citit în New York Times. Zicea cineva, bă, nu vi se pare curios că n-a murit nimeni acasă, toți mor în spital? De ce nu moare nimeni pe stradă, acasă, dacă e așa de șocant? Au murit ăla până în America de Sud. A zis că îi găsea păstrăți. Nu, vorbeam de România. România. Nu s-a îmbolnăvit nimeni la supermarket, nu s-a îmbolnăvit nimeni la bancă, nu s-a îmbolnăvit... Deci, mă, paradoxul e pandemiei. Ce, totuși, ce e de făcut pentru micii operatori? Ce pot să facă ei? Nu știu, habar n-am chiar... N-am o soluție. În momentul de față a trecut mai mulți aia, dar... I-au tot păcălit tot felul de... Să strângă din ce avea mai mulți gol. Domnii de ăștia de la București, șef de asociații, s-au dus cu caravana până toată provincia pe acolo, le-au ținut conferințe, le-au ținut nu știu ce, că noi vă ajutăm, noi vă reprezentăm, noi asta le-au luat cașcavalul și a lăsat să moară. Cam asta s-a întâmplat. Uite, acum să vedem. Azi deci băieții ăștia de șterzi în București, merg în provincie, noi știm legea, am fost pe la ONJN, suntem în Consiliul Consultativ, ascultați de noi, da. Săriți cu cotizația, că le-au cotizații săraci la fiecare lună. Și când îi dă ceva, scapă cine poate. Mi se pare normal să ia cotizații totuși. Că deci e bine să avem asociația. Și eu am avut asociația cazinolor din 2007. Din 2007 sunt președinte de 13 ani. N-am luat un leu la niciun casino. Un leu. Nici eu, nici contabilul, nici cei care au fost în partea administrativă la asociație. N-am luat. Că nu păi și uite că nu mai sunt cazinouri. Uite rezultatul, da. E altă problemă aici cu cazinouri. Da, înțeleg, dar glumesc. Dar dacă eu sunt la asociație acolo, cum sunt și ăștia de la Romso, de exemplu, Sorin Georgescu, Adrian Georgescu, toți sunt director general, patron de firme, am eu nevoie să iau cotizații la asta? Am nevoie de secretar la asociație, folosesc secretarea mea de la birou, care îți trimit două hârtii, trei mail-uri, am nevoie de contabilă, folosesc contabila mea de la... Nu știu, da, de la firmă. Dacă ai un sediu, trebuie să... Dar dacă iau cotizație, nu? Atunci îți spun, bă, hai să facem ședință o dată pe lună. Șefule, ce ai făcut pentru mine? Că ți-am dat acolo, nu știu câți ani pe lună, 1.000.000, 2.000, 3.000, 5.000, abar n-am. Zici și mie, ce ai făcut pentru mine luna asta? Cu ce m-ai ajutat? Așa ar trebui să întrebi așa din organizatorul mici. Să știi da, că întreabă, dar... Și ce li se răspunde? Păi te-am așteptat, păi, uite, ți-am spus că s-a închis, ți-am spus că te deschide, ți-am spus că... Sunt probleme, deci problema a fost mai bine oare ca ăștia mici să înceapă să se lipească unii de alții? Păi o să se lipească... S-au lipit deja, că au făcut asociația aia ex... Nu, care asociație, se lipească între ei, ăla cu două săl, cu ăla cu patru. Nu o să se lipească. Ba da, mă, se vor lipi, cu siguranță se vor lipi. Cum se vor lipi? N-a fost așa și în 2009, când a schimbat legea, sau în 2009, da? Când ăla avea 20, ăla avea 30, ăla avea 15, s-au făcut... S-au lipit la o firmă care avea... Păi și acum 40. De ce s-ar mai lipi, Vlade? Pentru adică că acum își micșorează numărul de aparate. Simplu. Își micșorează numărul de aparate. Tu ai societate cu 85 de aparate. Bun, da? Dar eu nu știu, mai să după lege, dacă mi-a luat autorizație, trebuie să primesc aparatele un an de zile. Chiar dacă fac bani, chiar dacă nu fac, nu? Se termină licența, se termină autorizarea. Dar până atunci mai trăiesc? Asta e problema, care adică mai mă scoate în spațiu. Băi, Mignea, n-ai plătit chiria o lună, n-ai plătit două, n-ai plătit trei, angajatul nu stă după mine. Șefule, mai deschis și mă dat, păi nu știu, băi, uite-și tu la televizor, se duce și în Germania, pe la Castraveți, pe la în Anglia, pe la astea, nu stă după tine până deschis tu șase luni de zile sau un an de zile.
o să rămână din ăștia mici, că aia mare o să rămână. Ăștia mare rămân, ăștia rămân, clar, ăștia din cei mici, probabil că vor rămâne, nu știu, 60%, 70% din ei vor reuși să supraviețuiască. Dar vor supraviețui cu tot alte condiții. Adică la final, după ce se termină criza și toate astea, sau chiar înainte, o să zică, băi, nene, eu nu mai sunt rentabil cu așa. Pentru că mă costă 20.000 licența, mă costă așa, mă costă așa. Hai să împar prețurile cu altul. Îl sună pe Nelu, băi Nelu, vrei să iei cu mine? Da, bă, cât ai pat? Ai 40, vino cu acea mână. Când termin licența, autorizarea la 40 de apate, vino la mine la firmă. Vasile, tu vrei? Vreau, bă, și eu. Hai, vino și tu, bă, 5 apate, 20, cât ai? Și o să apară o firmă cu mai multe apate, nu foarte multe, deci nu o să ajungem... Dar nu cu suma lor, ci cu... Nu o să ajungem la nivelul de 2000 de aparate, să zicem, domne, ăia sunt cineva pe piață. Însă vor fi cu 200 de aparate, cu 150 de aparate. Și ea cu 2000 de aparate, Vlad, au chirii mari, au sel mari? Adică au cheltuieli mari, nimic de zis. Dar, au dar ei au altă chestie în spate. Au mine, au, dar cum ți-am zis că de 4 ori ăștia la Merio sau de la Radisson, au câștigat 20 de ani ca să-i dea toți banii în 6 luni? Și asta e adevărat. Corect? Și asta bă, adevărat. Nu. Socotala și-o fac altfel. Socotala se face la cota de piață. Ce bără, în momentul ăsta eu am cota de piață de 5% din piața română. Firmele mari, da? Da. Max, nu dau nume. Păi, atunci... Ai zis Max, nu dau nume? Sau ce ai zis? Da, Max... Maxim 5%. Da? Ei pot să-și păstreze cota de piață, asta e clar. Și o să pompeze în continuare ca să rămână acolo. Pentru că mâine, păi bine, vine unul și spune, ia mă, câte cumpăr eu, mă, ca cât vrei, 10 milioane, ia. Bă, nu vine să mă cumpere și pe mine, să-mi dea și 10 milioane. Exact. Acum, mi-a venit în minte o întrebare, că am văzut în Anglia, iarăși, și acolo se discută închiderea cazinourilor. Da, bă, dar aia stau de vorbă, nene, cu asociații. Stau de vorbă, fără discuție. Dar totuși, și ăia vor să închidă. Adică, oare nu e același trend în toată lumea? Dar cât că e concurs. E concurs, care închide mai repede. În România, hai să închidem, că n-avem nici în Anglia nu e niciun bolnav din industrie. Și totuși, guvernul Angliei vrea să închidă. Păi, guvernanții sunt puși politic, nu sunt, nu este guvern de tehnocrați nicăieri. Păi, lasă paburile, vor să închidă și cazinourile, ca să... Da. Cazinourile și-au închis barurile ca să nu le închidă și ca pe ele. Să nu le închidă, dar la programul lor este până la 10. Dacă nu puteți deveni restaurant, vă închid. Da, dar i-a lăsat deschis, nu? Da, și până la 10. Da, mă, dar i-a lăsat deschis. Nu, dar acum discută, se închidă de tot. Se închidă de tot. Și de ce? Pentru că țipă toți ca la noi. Sunt tot felul de politicieni ăștia care își fac reclamă pe la televizor și țipă și în Anglia, cum țipă și în România, că și acolo sunt, și acolo au... E democrație. Faliții lor. Au ciolacul lor, da. Și acolo țipă și așa acolo le spune. Domnule, dar închide și jocurile, închide jocurile, închide jocurile, închide jocurile. Deci asta e un trend mondial cu închisul. Da. Bine că în America nu închide și nu, în America nu mai discută să închide nimic. Domnul, au zis să deschidă tot, că nu mai merge așa. Dar intră în colaps, mic. Ce părere aveți de Suedia? Că Suedia, iarăși... Are unul care se îmbolnăvește, unul care moare din când în când. Și la ei n-au fost restricții deloc. Absolut deloc. Deloc. Da, uite, vezi că spune asta șeful de la OMS, că nu e soluția cu asta. Lockdown. Dar care e soluția? Să ne dea soluția atunci. El a dat-o atunci când a fost, când a convenit, a fost lockdown. Acum când nu-i mai convine, nu mai e lockdown. Cum sunt guvernanții, nu știi că au zis, exact. Acum asimptomaticii vor fi tratați acasă. Da. Asimptomaticii, de fapt, erau de ăștia care n-au făcut Zoom acolo când a făcut testul PCR și el n-are nici pe dreacu, dar e și pozitiv. Dar da. Aia înseamnă la... Și i-au băgat în spital, l-a și îmbolnăvit. Dacă tu ai gripă, ai fost vreodată asimptomatică, ori... N-ai cum, dacă ai gripă, îți scurge nasul, tușești, deci ce înseamnă asimptomatic, înseamnă că e și testul pozitiv. Bun, hai să zic că poate poți să ai virusul, ești purtător, e așa. Fără discuție, dar acum 6 luni i-a băgat în spital pe aia care erau simptomatici, acum s-au hotărât. Acum mai ține acasă. Îi ține acasă, dar nu era normal să îi ține așa. Problema este că mor oameni nevinovați care nu au de alte boli și pe care îi ține 24-48 de ore acolo până le iese testul. Astăzi auzeam că în afară nu există, băi, spital COVID, spital ne-COVID. Nu, da, nene, spitalul are circuitele lui, ai COVID, te duci pe circuitul ăsta, ai, te duci prostie. Pe ăla. Pentru că ajungi într-un județ ca Argeș, să o luăm așa, sunt doar două spitale în care poți să te mai interesezi dacă ai altă boală. Păi te internează? Dacă ai altă boală, că nu se internează chiar dacă ai altă boală. Sunt spitalele COVID în care n-ai cum să mai intri, okay, dacă te doare inima sau așa.
și mai sunt două spitale, dar tu ești din... Oricum, presa e a nebunii, mă, au nebunit toți, adică da. Exagerează de 10 ori, e cum era bun, cu la presă de acceptat. Elodia cu OTV-ul, da. Cu asta, deci la presă e de înțeles chestia asta, că nu este... A fost copilașul de 4 ani care a murit și scria breaking news, copil de 4 ani mor de COVID și au început toți ăștia, specialiștii pe la televizoare, domnule, au zis că și la copii și nu știu ce. Și după aia apare comunicat, domnule, dar copilul ăla avea bolă de asta da. În ultima fază și oricum murea, adică, bă, frate, lasă-o. Acum auziți, acum, că și acolo, adică... școli e foarte periculos pentru copii COVID-ul, de unde n-aveam... Auzi, altă prostie, ca să, dacă trec pe lângă școală, să-mi pun masca la 50 de metri și după aia când am trecut de perimetrul școlii, să-mi dau jos. Dă-i seama ce aberație, ce tâmpenice. Eu aș face așa, băi, nene, trebuie să purtăm mască. Înțelegeți, oameni buni, că trebuie să purtăm mască. Când ieși afară, ți-ai pus masca, ai intrat, ți-ai pus masca. Poate e mai ușor de înțeles așa, adică, băi, nu ai voie cu mască dacă ești la 20 de metri de școală, fără mască, dacă ești la 20 de metri de școală, de biserică, de restaurant. Pune-ne tot timpul la tine și măcar asta este. Și de oameni. Dar poate că în felul ăsta, poate că în felul ăsta nu se mai răspândește virusul. Dar dacă tu o dai, aici ai voie, aici n-ai voie, între ele e o zonă gri. Da. Lumea nu e, nu știe clar nimic. Bun. Uite, mă uitam acum că săptămâna de aur în Macao, săptămâna de aur sunt alea. Da. Pe care guvernul chinez le dă de ziua națională, de nu știu ce, a scăzut cu 50% numărul de oameni și de încasări față de anul trecut. Deși chinezii nu mai au nimic de mult timp, dar totuși în Macao n-au ridicat restricțiile toate. Păi în Macao veneau foarte, foarte mulți din afară, din Asia, adică Malaezia și alte... Dar nici chinezii din mainland, de pe continent, nu prea mai au, adică îi țin cam la distanță. Au niște destul de dur accesul în Macao. Alaltăieri am văzut că au avut China 27 de cazuri și toți 27 au venit din străinătate. Din aia 27 de cazuri, toți 27 au venit din străinătate. Uh-huh. Pe raportul la... Da, crezi tu că, de exemplu, asta va speria și mai... Deci aici că mâine se deschid sălile la loc. Nu știu, că au trecut cele 7 zile. Nu, cum mai speriat? Nu, deschide mâine. Anul ăsta nu o să vezi sălile deschise. Să zicem că se deschid mâine. Anul ăsta, uite la mine, nu o să vezi sălile deschise. Nimeni nu știe față de ce compară. Că nu știe nimeni câți locuitori sunt în București, așa am înțeles. Că asta e cea mai mare deci problemă, nu știe nimeni cine... După Rebelion nu o să vezi nicio sală deschisă. Am înțeles. Bun, e mai liniștit. Da. Dar dacă s-ar deschide mâine, ar mai veni oameni? Că oamenii sunt deja... Ar veni. Deci când au deschis atunci, după pandemie, primele zile era coadă. Da, deci când au anunțat că deschid, până s-a venit la să deschide ușa, erau 20 de oameni la coadă. Bine, că a ținut 3 zile minune, dar... După aia s-a oprit. Da. Nu s-au oprit. Am văzut că oamenii, de vecinii mei, am văzut, nu-și mai duc copiii la școală. E frică, frate, chiar e frică. Aud numai mii de morți, mii de răniți. E propaganda asta din presă? Da, care e o aiurelă. Deci oamenii nu s-au ajuns să mai speriască de alții. Mai ușor era, domnule, hai să facem o treabă clară, să ținem să de asta dea, și stăm amestec. Să ne dea autoritățile o statistică, într-un an câți morți am avut înainte de COVID și câți morți am avut COVID. Au dat-o, să știi, până în martie moriseră mai puțin anul ăsta decât anul trecut. Voilà. Cu 6.000 mai puțin, deci cu COVID. Despre ce vorbim? Cu COVID, au murit mai puțin cu 6.000 față deci de anul trecut. Deci au murit de cancer, de diabet, de călcați de mașină, de tren, de ce au mai călcat, de accidente, nu știu ce, toți i-au băgat cu COVID. Toți. Toți. Dar oricum numărul de morți total e mai mic decât numărul de morți de... Păi asta spun, adică... Da, te pune pe gând. N-a mai murit nimeni de gripă, n-a mai murit nimeni de aia, n-a mai murit nimeni de nimic. Nu mai e voie să mor de altceva. Mai aveam o chestiune care privea aceste măsuri anti-COVID. Mă uitam că în anumite țări măsurile au devenit populare chiar, cum ar fi separarea între la mesele de live, de jocuri live. Uh-huh. Acel panou separator a devenit popular și cazinourile din lume se pare că îl vor păstra și după ce trece... De ce să-l păstreze? Pentru că oamenii, jucătorii or să... Le place. Da, le place. Arată-mi la o masă de crepes. Nu cred așa ceva. La o masă de crepes, de exemplu, arată-mi că o să le convină aia să dea cu zarul pe plexiglasul și până asta. Deci, îți dau exemplu, de exemplu, la Blackjack Mina. Noi jucăm eu cu tine și cu Vlad la Blackjack. Eu tot timpul câștig, tu pierzi, Vlad câștigă. Tu în momentul ăla, ca și jucător, imediat îmi pui mie în spatele boxei. Nu mai joci pe box, da, sau joci pe box, dar și poți și pe alea. Dacă eu am plexic între mine, știi cum îmi pui tu jetoanele pe box? Sau cum joci la două posturi. Sau cum joci la două posturi sau la trei posturi, dacă sunt plexic. Adică două mai posturi joci, că ai ăla în fața ta, două boxuri de alea. A să joci la două scaune, nu poți, dar la două posturi poți să joci. Păi la două boxe, la Blackjack, fiecare client are dacă boxa lui, deci dacă suntem separați cu plexic, eu nu mai pot să pun la boxa asta
nu pot să pun la el, dar am și eu, mă pot să fac split la mine în față, nu trebuie să fac. Lasă-mă splitul, eu vă joc la două mâini. Două mâini. Două mâini, două scaune. Sunt jucători care joacă la 7 scaune, la 5 scaune, la 3 scaune, la... Nu poți să faci. Nu poți să faci. Aia spun. La ruletă, la fel. La ruletă, nici știu cum. Dar oamenii socializează, vorbesc. Socializa, poți să socializezi și prin panoul de pe. Păi poți, bă, dar uite, tu ești la ruletă și ești în fața primului sfert și ți-a pus acolo un plexiglas. Cum îi pui lui ăla? Vrei să pui pe 36, dar tu ești în dreptul 0. Da, unde te duci să pui? Nu, e complicat, e complicat, nu o să fie de acord. Asta, e popular? Că e popular, că na, poate să joace. Da? Dar cu siguranță nu va rămâne. Iar asta chiar și o măsură care a devenit foarte populară, cel puțin în America, e desinfectatul mâinilor. Bun, asta până la coadă e o chestie bună. Dacă ne învățăm toți să ne spălăm pe mâini, des, să ne dezinfectăm, nu văd că e o chestie rea. Chiar și purtul maștii. Să știi că, uite, acum iarna, mie place să port masca, că nu mai e frig, nu-ți mai iarna, acum nu e, nu-ți mai nu e iar. Pă bune, nu mai ce ai nici pe gât, nu mai rușești, nu mai... Care e problema? Ce o să fac? O să mor? Mă sufoc, tu ai problemă. Mi se aburesc ochelarii, senzația de leșină. Da, așa este. Eu tot timpul eu nu zic că am gândit spre libertate, să fiu liber, să nu fiu prins, să dar poți să faci camitică. Da, ținești tu vizieră de aia camitică, Dragomir, și gata. Și te duci și la Consiliul Județean, la Consiliul de la București. Am zis că i-au retras susținerea, deci nu mai... E acolo, da, el e acolo. Am un tăi și a zis că l-au votat oameni. S-a retras la Petre Roman și cu Băsescu, am văzut. Băsescu și Petre Roman și, da, s-au mai retras, văd, 5 sau 6. Băsescu avea de jucat între 10.000 pe lună de la Uniunea Europeană și ce face? Să se certe cu... Păi nu, el s-a dus acolo ca să aibă niște oameni, să aibă niște procente, să aibă niște oameni. El s-a dus acolo să urce procentul la... Exact, la PMP, pentru că era o încădere libere PMP-ul. Și ca reacție la PNL sau USR, care a zis nu, voi nu, voi n-aveți să căutați. Exact, da. Sunt jocuri politice. Da, normal. La Băsescu, clar. La Mitică Dragomir... Păi Mitică s-a dus clar, că azi are și el o clădire determinat și că are nevoie de urbanism. Normal. Și când au vrut să-i dea, și îl dă el. Mă duc să-mi dau certificatul și după aia îmi dau demisia. Da, îmi dau demisia. Am venit cu mandat clar. De ce toate îmi place foarte mult de Mitică, că e sincer. Hai, adică spune, sincer, bă, da, frate, am furat, am fost securist, am făcut aia, am făcut aia, acum sunt om cinstit, sunt corect. Păi nu-i din Scornicești, de unde? Din Scornicești. Din Scornicești, dar nu era cu echipa. Era, la ceea ce au părinții, ce aușesc, că auceau la masă, că vrea de foame și era pe acolo. Exact. Da. Bă, asta e cinstit, dacă poți să-i zic că e cinstit. Așa zice el. Ești cinstit până la proba contrarie. Corect, nu, foarte bine, mi se pare așa. Noi, nu știu de ce am senzația că parcă trăim într-un banc prost, nu știu, tot timpul. Păi trăim de ceva, da, de ceva trăim, de zile trăim. Sunt 30 de ani de bani exact, prin plastă. Exact, cineva râde de noi permanent și noi râdem. De la politicieni până la cocalarii ăștia, cu glezne goale și cu BMW-uri cu număr de Bulgaria, sunt foarte apreciați, sau publicul lor țintă. Adică dacă un cocalar sau o păsărică de asta, cum ți-am zis, da, trecută, scoate un sfârc pe așa, sau un cocalar ambalează BMW-ul, automat are 2 milioane de like-uri. Tu ai pus filmul tău cu, pe Ferrari pe... Da, dar nu ăla pe autostradă unde se vede viteza, că mi-au ia carnetul. Și ai avut like-uri? Da, sigur. Și înjurături? O grămadă. Da, până la coadă l-ai luat? Am avut 30 de... Sau ai făcut tot test drive? După ce am pus de weekendul trecut, că m-am dat cu Ferrari pe autostradă, pe București, ăsta, Ploiești. A, Ploiești era? 30 de cere de prietenie de la domnișoare, toate de-astea... O bune? Ce tare! 15 ani friend-uri, 12 ani follow-uri și 50 de mesaje. Să dați la sărași, băi, nenorociți, ați furat în țara asta, nenorociți țara, vă dați cu Ferrari, noi murim de foame și de-astea. Da. Mai bine ai ajutat și tu copiii sau altceva, adică da. Nici nu m-a întrebat, bă, poate ai ajutat și tu, poate ai făcut ajutat, ceva, poate ai... Da. Știu, clar. Zis, bă, dar nu i-am eu, mă. Mă dau cu el, ți-am zis cu... Nu, dar e mișto să testezi reacția oamenilor, știi, așa să... Da, e foarte... Și eu am testat-o să... Dar și mașina să o testezi, e mișto, nu? Da. E normal, că e altceva. Să mergi cu 330 e șmecherie. Îți ia carnetul și pe declarație de asta, ți-a, nu? Păi da, după 10 ani. Așa, în general, să mergi cu 330. Da, poți să mergi cu 330. Deci era de prietenie. Da. Dacă ai putea să mergi cu 330. Dacă ai putea să mergi cu 330, nu? A fost primul eveniment ăsta Ferrari în România după Revoluție, adică au dus 10 de astea F8 Tribut, care acum le lansează. Și au venit cu pilos cu toți, care stăteau în dreapta și da, rupeți-le acum, știi? Și am văzut că au fost și la un cramă sau o chestie asta. Da, în Vlăsie ceva, moara, nu știu cum e, ceva acolo. Vlăsie, sau crama Vlăsie, la pădurea Snagov și acolo ieșeai pe autostradă, știi? Am văzut și eu asta, erau, nu știu,
6 roșii, 2 gri, niciunul galben, pac să n-am văzut niciun roșu. Și galben, ba da. Da? Da. Galben e culoarea tradițională a Ferrari. M-au invitat și Ferrari. M-au invitat și pe Ferrari, dar galben e culoarea. M-au invitat și pe ăștia la Ferrari, că tot au zis, bă, poate cumpără, poate cumpără. Da, da, deja a patra oară am fost așa și încă tot nu m-am gândit. Mai dau de două ori și mă plictisesc, știi? Treci la Lamborghini. Cum merg aia la piață, știi, se guste, din struguri, da, 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 de acolo roșii, de aia să se asură și nu mai cumpăr nimic. Așa e. Bun, am înțeles. Ne-a expirat timpul ediției de astăzi. N-am vorbit nimic. N-am vorbit nimic. Am vorbit, ba da, eu cred că am vorbit, cred că oamenii s-au liniștit, sau au înțeles că se închide. Da. Se închide toată țara până la urmă. Se închide toată țara și până în decembrie, ianuarie, februarie nu se deschide. Mergeți la schi, la plajă, unde vreți că... Da. La schi cu mască, zboară masca. La schi. Eu vă mulțumesc că ați participat și la ediția asta. Să sperăm că la următoarea ediție vom avea vești bune, nu vești proaste. Sau măcar mai dulci, mai îndulcite decât acum. Te rog frumos, la următoarea ediție, să uite Constantin, că n-a avut dreptate și s-au deschis jocurile. Din suflet îmi doresc. Nu, bine, să te invităm tot până să zici tu, bă, n-am avut dreptate și acum... Îmi pare rău, sunt toți care m-ați sunt un idiot, ăștia posternic după Revoluție. Toți care m-ați înjurat, acum aveți dreptate, jurați-mă, uite, stau aici să mă înjur. Sunt un impostor. Așa e, da. Bun, vă mulțumesc mult. Până data viitoare, dragi prieteni, să fiți sănătoși și la pungă groși. Și să suportăm perioada asta grea. Să suportăm perioada asta grea cu stoicism, să mai râdem, să mai, nu știu, să facem ceva și să ne vedem sănătoși data următoare. Toate cele bune, la revedere. Toate cele bune, la revedere. Trebuia să zici că duceam o sticlă de șampanie ceva. Da. Duceam tesa mea de doctorat, era mare așa, o puneam aici ceva. Uite, domnule, la cele ascultătorilor a venit omul cu teza de doctorat. Au adus, a venit cu teza. Perfect.